Dragii mei, bine ați revenit pe canalul Citește și tu. Știu că suntem în zile de sărbătoare, în zile în care unii sunt liberi, alții muncesc, dar m-am gândit ca zilele acestea să vă mai citesc câteva fragmente din cărți pe care le-am citit pe parcursul acestui an, 2022, și cărțile pe care o să vi le prezint de astăzi încolo. Sunt cărți pe care le-am citit în cadrul challenge-ului, Reading Challenge-ului de la Nemira. Astăzi avem Copiii Ecosistemului, carte debut a Elincăi Mănescu. Este o carte absolut superbă. Eu personal am avut o mică problemă cu finalul, în sensul că m-a trimis să recitesc primul capitol și de aceea i-am dat doar 3 stele pe Goodreads în loc de 4. Dar este o carte pe care vă recomand din suflet să o cumpărați și să o citiți. Așa cum spunea cineva, este un biobank. Este marketată ca fiind o carte queer, dar relația dintre cele două femei, dintre Nora și Laura, este o relație absolut normală, așa cum se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Puteau să fie doi-două, absolut orice vreți voi puneți în loc. Nu contează, este pur și simplu o etapă a vieții în care iubim, suntem respinși, așa cum se întâmplă pentru fiecare dintre noi. În seara aceasta vreau să vă citesc un fragment care practic reprezintă două capitole din carte. Textul propriu-zis, da? Deci unde se termină textul este la pagina 183. Din nou, mă repet și o voi repeta de fiecare dată, cu respectarea drepturilor de autor, nu am voie să citesc mai mult de 10% din carte. Astea înseamnă, grosomodo, în jur de 18 pagini. Începem la 148 cu capitolul 16 și vom termina cu capitolul 17 la pagina 162. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pagini, da? Vă dau un pic de context citindu-vă ce scrie pe coperta a patra. Copywriter la agenția de publicitate a pluricelularei 451. Misiunea Norei e să promoveze un implant cu gen al luminiscenței, creat de ecosistemul autonom, cu scop aparent estetic. Pe măsură ce noi informații despre implant și efectele sale ies la iveală, pe fundalul divizării societății în luxili și non-luxili, tânăra se confruntă cu întunericul din ea și din jurul ei, provocat de abuzurile din copilărie și din relații, de iubire cu Ilora, de prietenie cu Krill ori Caramel și de pseudo-suport cu nutriile și de traumele, suferințele și cruzimile din viața sa. Își va găsi Nora locul, libertatea, vocea într-o lume aflată în pragul unei noi ere? Și acum să începem, tocmai am spus, capitolul al 16-lea. Tabăra biofiților era încremenită. Niciun copil care să deranjeze cu nuiaua luciul apei, niciun culegător cu coșul în spate, nici o fetișcană care să ducă snopi de trestie sub braț. Podețele știrbe de lemn se întindeau pustii în toate direcțiile. Doar cârpele atârnate pe la geamurile caselor fluturau în adierea vântului din când în când. Din când în când se auzea un cormoran care plonja în apă sau țipătul unui pelican. Drumul fusese lung, iar Nora pierduse noțiunea timpului. Nu știa decât că avea buzele uscate și că o dureau tălpile. Nutria o părăsise. Adulmecase mlaștina și se îndepărtase, căutând apă și mâncare. S-a uitat în jur. Poate picase exact în timpul orei de siestă, și-a zis ea, încercând să reconstituie traseul pe care îl făcuse data trecută. I-au venit în minte ochii verzi ai Aleidei, fetița din brațele lui Krill, care o observase pe Nora în ascunzișul ei și o privise fix, fără să-i desconspire prezența. Recunoscuse în ei acea generozitate sigură pe sine,
acea imunitate specială pe care o au doar oamenii iubiți. Era convinsă că ea ar fi putut să-i explice iubirea. Ce este, cum arată, cum se simte, cum o distingi dintr-o mie de alte interacțiuni umane. A cotit la stânga, spre gangul dintre cele două clădiri unite cu sfoară. Mergea hotărâtă, gata să înfrunte orice pericol. Însă, pe măsură ce se apropia, devenea din ce în ce mai clar că se petrecea ceva acolo, în curtea dintre case. Deși nu era gălăgie, răzbătea până la ea o forfotă de corpuri care se mișcau haotic, unele pe lângă altele. Încă din gang a reușit să distingă formele capetelor, pendulând agitate în fața unui postament pe care se afla unica sursă de lumină. Cril. Stătea în dreapta bătrânului cu un piton înfășurat în jurul gâtului. Îmbrăca scena improvizată într-o lumină verde. Curtea era plină cu fete de toate vârstele, spălate și pieptănate, îmbrăcate cu hainele de sărbătoare. Vezi cum se întoarce roata, a spus bătrânul, rânjind către Cril. Acum tu le alegi pe ele. Faceți rândul aici, s-a auzit vocea lui Miez și fetele s-au încolonat în partea stângă. Jumătatea dreaptă a curții s-a golit și Nora l-a văzut pe Coco. Stătea pe margine, sprijinit într-un par și măsura disprețuitor fiecare fată care trecea prin fața lui. Când a văzut-o pe Nora, i-a zâmbit șiret, salutându-o din cap. Hai, hai, hai! A îndemnat-o Miez pe prima din rând, împingându-o să urce pe postament. Fata s-a împiedicat și toată lumea a râs. Și a continuat drumul cu capul plecat, trăgând de fusta care îi se părea prea scurt. S-a oprit tremurând în fața lui Krill, însă el a zis: Următoarea! Fața ei s-a înseninat. A coborât de pe postament cu o dexteritate uimitoare și a scos pantofii și a alergat fericită spre casă. În depărtare au izbucnit niște voci vesele și s-au trântit niște uși. Fiecare familie avea acolo o fată pe care o aștepta acasă cu sufletul la gură. Pe postament a urcat o fetișcană cu sandale de dans și părul lung strâns în coadă. Nora a recunoscut-o de data trecută când îl acostase pe Krill în exact același loc. S-a așezat ca la paradă, cu o mână în șoldul mai ridicat și cealaltă pe lângă corp, cu bărbia sus și buzele țuguiate. Următoarea, a spus Krill sever. Fata și-a pus mâinile în șold, lăsându-și greutatea pe ambele picioare, care acum păreau prea depărtate. Tu glumești? Krill a ignorat-o, uitându-se în direcția opusă. Fă-n auzi, dă-te jos! A strigat Coco de pe margine. N-ai tu față de un megavat! I-a făcut cu ochiul, urmărind-o cum coboară furioasă de pe postament. Vino fă la mine, proastă! I-a șoptit Coco cu patimă când a trecut prin dreptul lui. Ce-mi dai? Îți dau! Pe măta s-o fraierește așa, boule! I-a zis fata și a plecat legănându-și șoldurile. Coco a privit lung în urma ei. Un bolborosit i-a distras atenția Norei de la tot spectacolul. În cel mai întunecat colț al curții, instalația de lichefiere hidrotermală dizolva materie organică, transformând-o în gaz și biocombustibil. Sunetul de bule sparte și becul verde indica faptul că era în funcțiune. După ce Krill și-a ales vreo cinci fete, Miez a strigat: Împrăștierea! Explicându-le că cele respinse puteau să-și vadă în continuare de viețile lor în comunitate, pe când cele care nu intraseră încă în preselecție erau chemate din nou a doua zi. În toată învălmășala de corpuri, Nora a zărit-o pe Aleida, alunecând înaintea tuturor pe lângă postamentul improvizat. A încercat să se apropie de ea, să-i pună întrebarea pe care o reformulase în minte de zeci de ori. Însă, ferindu-se de valul mulțimii, s-a trezit în curtea vecină. Până s-a apucat să se dezmeticească, i-a văzut pe Krill, Miez și Coco, însoțiți de cele cinci fete. Aleida le-a tăiat calea și Nora s-a luat după ea. S-a târât pe urmele ei, printre gunoaie și resturi de caruserie, însă fetița s-a strecurat printr-o spărtură în gard, iar Nora a capitulat, rostind pe mutește întrebarea care stătea pe limbă. Când a ajuns înapoi la foc, Krill tocmai luase o fată de mână și se îndrepta cu ea spre capsulă. Ce dracu cauți aici? I-a aruncat el din mers, fără să se închisească să aștepte vreun răspuns. Nora l-a ascultat, amorțită. L-a urmărit cu privirea, fără să se clintească din loc, hotărâtă să aștepte. Instinctul îi spunea că trebuia să rămână acolo și că nu putea pleca înainte să găsească un răspuns. Mie s-a ocupat să le ordoneze pe celelalte fete în șir indian, amenințându-le că, dacă nu-și păstrează rândul sau se ceartă, le face un tatuaj cu vătraiul încins.
Nora a înghițit în sec. Nu avea sens să intervină. Nu cunoștea regulile comunității, iar autoritatea ei era zero. Coco s-a apucat să aprindă focul, trăgând din când în când cu ochiul la Nora, care nu se dădea dusă. Ești curajoasă, tu!" i-a spus el și a suflat cu putere în flacăra albăsturie. N-aș zice," i-a răspuns Nora, dând cu piciorul într-o pietricică. Eu unul nu credeam că o să mai pui copita pe aici." Nu mă cunoști," i-a zis Nora. Asta e dintr-un film, nu?" a râs el cu un aer inteligent. Nora și-a mutat privirea fără să-i mai răspundă. Ai grijă, atâta zic," adăuga Coco. Aici nu ne jucăm cu luminițe." Nora s-a rezemat de o buturugă, urmărindu-l cum ațăță focul. Coco era un bărbat frumos, ca cei pe care îi vezi prezentând ultimele colecții de modă, doar că, în locul unei ținute semnate de Momo, el purta niște zdrențe murdare, iar părul blond, care ar fi făcut victime printre modiștii aspiranți, se alegea în șuvițe de la transpirație și fum. Nora a încercat să-și imagineze cum ar fi arătat Coco dacă ar fi fost femeie. Maxilarul mai îngust, buzele mai pline, ochii mai mari. Oare așa arăta mama lui? Chepengul capsulei s-a deschis și prima fată a ieșit împleticindu-se. Nu? A întrebat Coco într-o doară, uitându-se la fată cu dispreț. În jurătura lui Krill a răsunat cavernos timpând tăcele gol al capsulei. Nu! A venit replica modestă a lui Miez, care a consultat indexul scărpinându-se în cap. Ochii lui Coco au scăpărat în fața focului. Miezule! A strigat el cu forța unui om care demarează un plan măreț. Știi ce ai de făcut? Miez arăta ca o stafie. Până și finișoarele din obrajii s-au golit de sânge, iar vocea i-a tremurat ca o pungă. Bă, Coco, știu și eu. Nu prea îmi place. Coco s-a ridicat ca un taur, riscând un nor de praf în jurul lui. Bă, pulă, ești cu mine sau ești împotriva mea? Altă variantă nu există. Mie s-a dus către fata care se încălța, rezemată de gard. Hai cu mine, i-a zis și a tras-o de mână, dispărând cu ea în curtea cealaltă. Următoarea! A strigat Krill dinăuntru. Hai, următoarea! A repetat Coco, aruncând cu un băț. Capsula s-a închis la loc în urma celei de-a doua fete. Miez a apărut cu fața căzută și s-a apropiat de afișaj. A strigat Coco. Miez s-a uitat la el pierdut. Coco a dat din cap, întrebător. Miez a citit indexul de pe afișaj și a făcut un semn de lehamite cu mâna. Coco a jubilat triumfător. Hai că ești bine, mai ai puțin, a strigat el în direcția capsulei. Nora a fost singura care a observat silueta plăpândă a Aleidei, intrând în curte și lipindu-se de gard, devenind una cu umbra. Trapa capsulei s-a deschis pentru a doua oară, scuipând a doua victimă pe caldarâm. Fără să o privească, Miez a târât-o prin gangul care conecta cele două curți. Din umbră s-a desprins fetița ciocolatie, îmbrăcată într-o rochiță de dantelă albă, cam scurtă și cam îngustă la umeri, care părea furată de pe o păpușă. Aleida s-a cățărat pe treptele chepengului și a intrat în capsulă. O lumină orbitoare a răzbătut din interior. Miez, care tocmai ieșea din gang, a dat fugă la afișaj. A fost aproape rău, a bălmăjit el transfigurat. Bă! S-a auzit un răcnet din interiorul capsulei. Miez și Coco au încremenit în fața fascicului de raze care tivea conturul ușii. Krill a apărut furios în prag, ținând fetița de braț. Nu mă da! Nu mă da! Repeta ea cu lacrimi în ochi, privind în sus către Krill. Cine a lăsat-o să intre? A întrebat Krill cu corpul asediat de explozii. N-am lăsat-o, boss! O fi intrat singură! A bombănit Miez, derutat. Luați-o de aici! A spus Krill și a pasat-o lui Miez. Coco a rânjit diabolic, mestecând scobitoarea pe care și-o cioplise singur lângă foc. Și pe ea, i-a spus el lui Miez. Miez s-a blocat, de parcă l-ar fi lovit apoplexia. M-ai auzit, a insistat Coco. Peleida? A întrebat Miez, buimăcit. Da! Nora s-a încruntat suspicioasă la vederea lui Miez, ducând-o pe Aleida în curtea cealaltă, la fel cum făcuse și cu celelalte două fete. A simțit o zgârietură pe picior. Era nutria care îi se agățase de gambă, scâncind. Nora a luat-o în brațe din reflex. Eu zic să pleci, a avertizat-o Coco fioros. Cât mai poți? Lumina Norei s-a spart în zeci de linii orizontale. Unde e prima?
O mai vreau o dată pe prima, a spus Krill răvășit, agățat cu brațele de pragul de sus al ușii. Ochii lui Mie s-au umezit și buzele i-au tremurat. Krill a ieșit și s-a uitat nedumerit în toate părțile. Unde e, mă, prima? Nu mai e, a răspuns Coco, rânjind cu scobitoarea între dinți. Krill a schițat un zâmbet. A, bă, terminați cu glumele. Nu e nicio glumă, i-a răspuns Coco sec. Krill s-a îndreptat către Nora, încercând să obțină un indiciu. Luciul pielii ei a pulsat scurt, ca o lamă de cuțit. Bă! A repetat Krill derutat, făcând câțiva pași spre foc. Coco l-a întâmpinat. Simți? A spus el, aducând aerul cu mâna către nas. Abia atunci a sesizat și Nora mirosul puternic de vanilie. Corpul lui Krill s-a stins, ca trăsnit de fulger. A fugit bezmetic în curtea cealaltă. Instalația de lichefiere hidrotermală mergea la capacitate maximă. Urletul lui Krill a reverberat în ambele curți. S-a întors și s-a năpustit asupra lui Coco. L-a izbit cu spatele de zid. Pitonul s-a prelins de pe umerii lui și s-a încolăcit în jurul gâtului adversarului. Și Aleida? A întrebat Krill printre dinți. Coco a rânjit cu ochii ieșiți din orbite. Krill a gemut ca un animal rănit. S-a dat un pic înapoi, a ridicat brațul cu un răgnet și i-a înfipt un pumn în cap. Nora s-a furișat spre gang, în timp ce Krill îl strivea pe Coco sub o salvă continuă de lovituri. Ultima imagine a fost cu fața lui vânătă, spartă, desfigurată și cu pitonul plin de sânge, care continua să sugrume un cadavru. Nora a trecut în goană pe lângă instalația de lichefiere hidrotermală, care bolborosea și scuipa jeturi de abur ca o oală sub presiune. Nu s-a oprit până la intrarea în pluricelulară. Când a ajuns la adăpostul subsolului, s-a așezat pe o bancă, gâfâind, cu mâinile sprijinite pe genunchi. Un păianjen i-a trecut peste pantofi, pierzându-se între șinele de tren. Nora a țipat și pe piele i-au apărut sute de scântei ascuțite, care s-au strâns ca un roi în dreptul inimii. Nutria, care în tot acest timp stătuse ascunsă în părul de la ceafă, și-a reluat agitată locul de pe umăr. Capitolul 17. Nora stătea plecată deasupra chiuvetei. Încă îi venea înapoi gustul de alge al remediului pe care îl înghițise din disperare, după o săptămână de frământări și nopți albe. Inițial, păruse să nu aibă niciun efect. Însă, deși nu mai mâncase nimic de 2 zile, stomacul îi se umflase progresiv. Se proptise în mâini, ca niște cârje, pentru că picioarele îi tremurau. Părul îi se lipise de fruntea transpirată, vase mici de sânge îi se spărseseră în obraji. Respira adânc pe gură și scuipa din când în când în scurgere. Când dădea drumul la apă, găurelele luceau pe rând ca niște ochi de pește. Ca și când, de partea cealaltă a scurgerii, niște fâțe obraznice ar fi făcut cu rândul să pună ochiul exact acolo și să o privească. La un moment dat, a râgâit și pupilele i s-au dilatat. Pielea i-a sclipit ca solzii de pește. Crampele au făcut-o să se aplece și un spasm al diafragmei a pus totul în mișcare, lăsând-o fără aer pentru câteva secunde. Nu s-a uitat. A respirat adânc de câteva ori, după care și-a umplut pumnul cu apă, a luat o gură, a clătit. Când a vrut să scuipe, ochii s-au oprit pe zeama gălbuie care se scurgea în chiuvetă. A scuipat pe jos și a fugit în camera de zi, unde s-a ghemuit pe canapea plângând. Corpul ei se transformase într-o pungă de puroi. Tot ce ținea în interior era stricat, mort. Și-a mișcat degetele de la picioare. Erau strâmbe, noduroase, neutre. A răsuflat ușurată. Le-a mângâiat și le-a mulțumit că nu sunt putrede pe interior. Măcar ceva din corpul ei rămăsese neatins. La fel se întâmplase și cu gambele până la genunchi și cu mâinile până la coate. Avea nevoie să simtă altă senzație decât furnicăturile grețoase care îi acaparaseră 3 sferturi din corp. Și-a scufundat tălpile până la glezne în stratul de apă care clipocea la picioarele canapelei. A simțit rece și atât. Mușchii s-au relaxat. Și-a clătit mâinile și a rămas cu ochii închiși și cu palmele în aer, atentă la curenții care îi dislocau moleculele de apă de pe piele. Nutria a ieșit în not de sub canapea și s-a frecat de gamba ei. I-a simțit textura firelor de păr. Era moale și plăcută. Lumina norei s-a mai domolit, ca un corp după ce a cedat căldură. Luximetrul a piuit și s-a colorat în verde.
A ridicat Alene brățara în dreptul ochilor și a privit ecranul lui Mac. Pragul optim a fost atins, o anunța notificarea de pe ecran, însoțită de o animație festivă. Și-a lăsat capul pe spătarul canapelei și mâna în poală, cu palma în sus, nici strânsă, dar nici deschisă, cu degetele semiflexate, ca niște antene în repaus. Poate că ăsta e secretul relaxării, și-a spus în gând. Să fie așa, nici cum. Să nu mai conteze nimic, să nu mai vrei nimic, să nu te mai duci nicăieri. Să poți să stai acolo unde ești și să te bucuri că ceva e rece sau moale. Pe casa scării s-a auzit dintr-o dată gălăgie. Nutri a lătrat ca un câine și s-a lansat în not spre sursa zgomotului. Turnul în care se aflau avea doar patru cupuri suprapuse și toți locatarii erau deosebit de silențioși. Nora s-a îndreptat și ea gale spre intrare. Nu se întâmplă nimic, îi spunea ea în gând. Probabil sunt niște musafiri în trecere care vor dispărea în câteva secunde. Însă, pe măsură ce se apropia, a identificat trei voci diferite care nu păreau să se deplaseze nicăieri. Curiozitatea a energizat-o. A deschis o ușă telepatică prin care a pășit cu nutria imobilizată la piept. Pe șirul de trepte, care urca spre cubul doamnei Mela, stăteau la coadă trei persoane, sporovăind între ele, ca să treacă mai repede timpul. Ultima, o tânără îmbrăcată într-un bikini din blană roz, s-a scuzat față de Nora cu un zâmbet exagerat de amabil. La doamna cu deblocarea genelor, a ciripit ea, lățindu-și și mai mult buzele augmentate. Eu cred că e o excroacă, a bombănit bătrânul din fața ei, ridicând spre gură termosul electric. Păi și atunci de ce ați mai venit? S-a rățuit tânăra iritată. Ocupați locul degeaba. E locul meu. Am ajuns înaintea dumitale, a ripostat bătrânul. E treaba mea dacă vreau să-mi cheltui kilovolții pe o excroacă, a bombănit el înfundat, sorbind atent lichidul de pe fundul cănii. Domnul Ghiurdi, administratorul, îmbrăcat în halat de casă, a ieșit pe jumătate din cubul său, aflat la etajul inferior, și a strigat către oameni. Vrea cineva să facă o plângere? Nu! S-a auzit un murmur în cor și bărbatul, nemulțumit, s-a lăsat înghițit de buzele gelatinoase ale peretelui, programat să astupe în cel mai scurt timp ușa telepatică. Felicitări pentru lumină! I-a șoptit fata Norei pe un ton complice. O mamă tânără cu sugarul în brațe, aflată prima la rând, a prins dialogul din zbor. Ați folosit și dumneavoastră? S-a interesat ea. Nora s-a blocat. Era pentru prima dată când își dădea seama de faptul că lumina mult mai puternic decât înainte. Remediul? Da, a bălmăjit ea încurcată. Chiar își face treaba. Eu nu știu de ce sunt atâția care au probleme, s-a vaitat femeia preocupată. Băiatul meu cel mare a avut emoții foarte mari înainte de implant. Cred că de-aia nu i-a prins. Pentru el ați venit? A întrebat o domnișoară în bikini, aplecându-și capul pe lângă umărul bătrânului ca să-și vadă interlocutoarea. Păi, dacă nu l-ai călit acum, ce să-ți fac? A sărit bătrânul țâfnos, mișcându-se agitat și blocând conversația dintre cele două femei. Lăsați, a răspuns mama cu falsă umiliță, l-o căli viața de acum înainte. Bătrânul a dat din mână ale hamite. De la spital mi-au zis că mi-l cheamă iar la control, dar de 5 zile n-am mai primit nicio veste, s-a lamentat ea în continuare, căutând-o pe tânără cu privirea. Ne-au luat de proști. Nu vă mai puneți baza în ei, a răspuns fata. Ați venit bine aici, stați liniștită. Am eu un prieten care s-a aprins a doua zi după ce a luat remediul. Ecosistemul are grijă, a exclamat mama, încercând să o privească peste capul bătrânului. Din apartamentul doamnei Mela s-a auzit interfonul. A sunat de câteva ori, ignorat de toată lumea. Da, să răspundă domnule cineva! A strigat bătrânul iritat. Fata în bikini s-a desprins din rând și a coborât trei etaje ca să deschidă ușa. S-a întors însoțită de un bărbat care s-a așezat la coadă în dreptul Norei, ținându-și pălăria de pai în față cu ambele mâini. Lorena tocmai a reușit, a spus el, puțin cam tare, către colectivul înșirat pe trepte. Care Lorena? A întrebat bătrânul. Soția mea, a clarificat bărbatul jenat. Păi de ce n-ați adus-o cu dumneavoastră să vedem și noi? L-a certat mama, dezlipindu-și sugarul de la sân. Felicitări, a ciripit tânăra și a scuturat mâna. Dacă nu reușești și tu, ai încurcat-o, a chicotit bătrânul batjocoritor. Câteva hohote au fost înăbușite de țâritul interfonului. Iar sună!
exclamat femeia, săltându-și bebelușul în brațe. De data asta n-a mai coborât nimeni. Peretele s-a despicat și din cupul doamnei mele a ieșit un tânăr luxil cu o aură de culoare a ceaiului roșu. Tu, firar al dracu de golan, a scuipat bătrânul în ciudat. Ce super, a ciripit fata, sorbindu-l din ochi. Niciun om serios, numai, s-a lamentat bătrânul agit în termosul. Bucură-te, domnule, pentru oamenii tineri, i-a strigat femeia din capătul scărilor, așteptând deschiderea unei noi uși prin care să intre în cub. Cum să se bucure când pe el a prins nemurirea în baston? A bombănit tânăra, pescuindu-și dintre fese ața pufoasă a slipului. Nora a pufnit amuzată și s-a închis la loc în apartamentul ei. A eliberat nutria în apă și s-a conectat la rețeaua telepatică. Sunt impresionată de rezultate. I-a șovnit ea, doamnei Mela, pe un ton jucăuș, apoi a trimis intenția exact așa cum se înregistrase. După cum vă spuneam, vă recomand să cumpărați și să citiți această carte. Este o mică bijuterie și valorează mult, zic eu, în contextul SF-ului autohton, pentru că, deși cred că a fost o încercare din partea lui Florin Purluca, dacă mi-aduc bine aminte, nu avem prea multe cărți care să meargă pe tema aceasta a biopunkului. Este o carte superbă și merită din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc frumos și ne revedem probabil mâine. Toate cele bune!